Salut și bine v-am găsit la un episod de Medieval Dynasty pe Ioana Games. Eu sunt Aurel și astăzi vă aduc spre cunoștință două lucruri noi la acest frumos joc. Este vorba de un mic update și de asemenea este vorba de un mic event. Nu știu cât durează acest event, dar este foarte și anume interesant. Prima dată vorbim despre event. Trebuie să căutăm pe hartă. Știți că la eventul cu Halloween am avut de căutat pe hartă niște sperietori și primeam ceva bunuri, ceva bănuți și alte chestii. Acum sunt aceste mici grămezi de frunze pe care trebuie să căutăm prin sat și de asemenea vom găsi și anume în ele chestii. Ia să vedem. Pac. Deci o travă... bețe ceva. Da. Deci trebuie să căutăm acum în dreptul la fiecare sat. Trebuie să căutăm aceste mici grămezi de frunze. Și vom primi și pe fel de bunuri, iar este vorba și de un update micuț, în sensul că vom putea și anume construi de acum încolo acele spiritori, piatră și cu... nu prea e darnic eventul ăsta, da? Da, este... Bună ziua, doamnelor, ce scuze că sunt pe aici inoportun. Băi, două secunde că îmi se pare mie că am și anume, da... Avem câmpul ăsta vizual foarte mare. Două secunde că o rezolvăm. Mi-am făcut pe acolo prin sat. Mi-am făcut acele lămpi și acele lanterne, cum zic ei acolo. Stone, bănuți, sticuri. Băi, subțireanu, tate, subțireanu la treaba asta. Da? Deci primim... Vreau să... Atunci acolo am primit fel și fel de semințe, fel și fel de chestii. Ia. Yeah. Daisy, stone, bănuți... hai să căutăm totuși, poate găsim, poate un satul ăsta mai sărăcuț, așa, dar poate găsim în celelalte sate. Am făcut, eu ceva să spun mai devreme, că am făcut acele lămpi prin sat și a trebuit să dau câmpul ăla vizual foarte mare ca să pot să sucesc acele lămpi. Și acum am să aminte că nu am dat și anume înapoi, să rămână doamnă, ceva grămezi de frunze pe aici pe lângă dumneavoastră. Văd că nu sunt pe aici. Uite, opa, ia uite unde era asta. Două secunde să înșune gardul. Ia, cine a adus norocul? Băi, numai sticuri și pene de pasăre, frate. Deci, mare lucru. A, mai este pe aici să merge și în alt sat. Și după aceea vom debloca... aici am fost. Bun. De asemenea, la update trebuie să deblocăm și anume sperietori. Putem să construim de acum acolo noi sperietorile noastre, să le avem și anume în sat. Mi se pare mie, dacă nu mă înșel, că pe aici, pe la decorații... Da, uitați aici. Da, schema ne costă 2000 de monezi. Cam scumpuț, zic eu. Da, am făcut deja deblocarea și avem nevoie de log stick. Avem de toate. Avem de toate, numai să mergem și anume în sat. Cam scumpișor, 2000 de monezi, zic, părerea mea. E destul și anume destul de scump. Hai să mergem și în satul ăla nostru de bază, în care tot facem noi deal-uri și alte chestii. Bă, totuși nu-mi place cum se vede. Două secunde să mai reglăm un picuț aici frumosul episod. Îmi cer scuze că am venit un pic nepregătit. Eu am umblat la brightness. Acum am văzut. De emoțiune. Stai să un pic așa să dăm de aici. Gata. Acum cred că e gata. Ia să vedem. A, altceva, vedem și noi capul lui Tarzan aici. De asemenea, azi mi-a propus că tot am dat 2000 de monezi pe o schemă, o schiță de speretori. Mi-a propus să fac bani și din animale. Iar acum să vă supărați o parte din voi că spuneți că, bine, o parte, este vorba de Liviu care spunea că a jucat și nu i-au pătat animalele pe acolo. Mie mi-a pătat acum purceaua din nou, avem și cai, avem și gâște, o grămadă. Da, deci stăm și anume foarte bine. Hai să uităm și pe aici, uite și pe aici și sunt grămezi de... Bună ziua, doamnelor! Băi, între timp am făcut rost de ceva bijuterii. Mi-am luat un inel și un lanț așa de bijuterii, pentru că, după cum știți, de pe live-ul meu trecut a plecat soția și am rămas fără. Și acum zic, băi, dacă tot l-am prins pe prietenul și negociez cu fetele să le aburez din nou să devină soția mea, una dintre soții, nu... O soție, da, dacă tot sunt negocieri cu fetele să caut iar o parteneră, zic, băi, să am pregătite și anume bijuterii, le-am la mine cumva, ia să vedem dacă nu le-am pus într-un chest, ia uite, golden ring, tate frumos, ring, pardon, și avem și un lanț frumos, elegant, am cumpărat pentru viitoarea soție,
N-am citit acolo instrucțiuni, să zic așa, cum să fost o soție, sună ciudat, dar am pierdut-o când am stat de vorbă cu ea. Eu am plecat toate nopțile pe acolo să fac rost de resurse, să fac rost de experiență și alte chestii, și săraca a plecat. Problema este că a plecat cu tot cu Bogdan, cu fiul nostru, care era cel mai mare copil din satul nostru. Da, era cel mai... Da, asta e. Se întâmplă, o să luăm de la capăt puțin cu treaba asta și începem din nou, și anume treaba cu vrăjeala. Hai să luăm și un pic masa. Așa, tati, și-o dat aici. Așa, să fim ok. Da, pe la misiuni stăm bine. De adus oameni în sat nu mai puteți aduce tot așa că ne trebuie, și anume 13.000 aici la dinastie. Avem 12.780. A făcut pe aici o misiune micuță. A vrut Alvin să-i aduc un arc. I-am dat arcul meu. Trebuie să fac eu alt arc acum. Stăm destul, să zic așa, un pic pe loc la ceea ce privește, bă, numai sticuri și bani. Pa, pa. Ce s-a întâmplat pe aici? Da? Băi, deși cred că nu prea merită, și anume, să mergem prin sat să căutăm acele grămezi de frunze, pentru că, și anume, mare lucru nu ne aduce, da? Suntem în toamnă, în prima lună de toamnă, adică după aia mi-am dat seama când am jucat Farming Simulator 22, că eu am și anume 3 zile pe sezon, pe anotimp. Asta ar însemna că nu prea înseamnă că, ba da, am zis bine. Asta înseamnă fiecare zi are și anume o lună. Deci dacă suntem în prima zi din toamnă, asta înseamnă că suntem în septembrie. Cred că ar fi mai simplu să zicem așa decât să ne complicăm de fiecare dată, să zicem în prima zi de iarnă, în prima zi de vară, în prima... Cred că suntem în septembrie, nu? E mai frumos și elegant. Deci prima treabă cu update-ul acela, de fapt cu eventul, este simplă: să căutăm acele grămezi de frunze și să vedem ce sunt sub ele. Ați văzut că de regulă plante, bani și sticuri și piatră. Hai mă, iau până că ești mechina. Tarzan? Ce ai făcut, mă? Ți-ai gătat în capul ăsta de pod? Hai, iau pe aici face acum, ușor, hai, ușor. Tarzan, nu fi nervos, fi nebun, hai. Da? Mergem acasă că să vedem o parte din, vreau să vând o parte de animale, în sensul că am o purcea pe care am cumpărat-o. Și nu vreau să moară de bătrânețe, vreau să, și anume, să o vând și să păstrez de-astea tineri, da? Să facem acolo un pic de răspăspățare a populației animală, dacă poate, cum se spune, a șeptelului, da? Am mai construit pe aici, ia uite, tati. Am mai construit pe aici frumos zidul, da? Am mai pus și lămpi. Am aici frumos o masă pentru oameni să stea frumos la masă, să mai socializeze. Am făcut și aici o poartă pentru resource storage, da? Frumos, elegant. Și de asemenea am remers un pic zona asta pentru că vreau să mă duc puțin la vale pe aici cu zidul până în capătul ăsta. Și facem frumos, da? Și aici avem frumos o zonă. Mai vedem mai după aceea cum și anume le așezăm. Important e că ușor, ușor modelăm satul, facem oraș pentru că este oraș, da? Deci încă o dată vă arăt aici. Ce am zis eu aici? Stagiu este oraș. Asta, că nu mai vorbim cu engleza, pentru că v-am zis cu engleza mai subțire la mine. Hai să facem treaba și cu comenzi astea, cu capcanele aici. Facem un pic de puncte și pe vânătoare. Și după aceea mergem să vindem o parte din animale, pentru că vă spuneam eu că am și anume foarte multe. O să vând și mânzu, da? Deci vreau să vând mânzu pentru că vreau să fete din nou Jane, soția lui Tarzan, și dacă este și anume fetiță, o să o țin și o să vând pe Jane. Asta e schema. Pe Tarzan nu-l vând pentru că v-am zis, Tarzan este feblețea mea, o să-l las să moară de bătrânețe, dar problema este că vreau să am un backup tânăr, da? Să am un animal tânăr în caz de Tarzan să prăpădește, da? Ca să nu mergem până în Hornica iar să aducem altul. E cam departe totuși. Apropo de Hornica, acolo am început să construiesc mina, unde sunt urșii aia doi, unde i-am capacitate odată. Și trebuie să duc acolo și niște scândură. Băi, mai trebuie să fac o capcană de iepuri și una de șoareci, nu? Una, două, trei, una, două, trei, patru, da, asta să facem. 2 secunde să terminăm treaba aici și pe aceea să ne aducem la animale să le vindem. Ce faci, mă, uipă în apă pe acolo? Băi, s-a refăcut fauna, nu, fauna? Să spune, nu cred că e fauna, asta animal. Am să zic asta cu pădurea.
în sat aici unde am tăiat eu, dar o să o așezăm noi puțin, că satul ăsta se va transforma ușor, ușor, dacă mai vin și anume villager, pentru că deocamdată v-am zis, avem interdicție la treaba asta. Din cauza și anume a reputației, dar o facem noi, nu problemă, că se rezolvă și treaba asta și mai trebuia o capcană de șoricei, da? 4 cu 4 avem, stăm bine. Bun, hai să mergem puțin la asta, la fermă aici, să vedem care e treaba. Am zis eu că vindem și anume mânzul, da? Ia uite ce frumos, seamănă cu Tarzan, măgărița e supărată. De asemenea avem aici doi porci și două purcele, unde era cu Maria, uite pe aia o să o vând. Cum era treaba cu... Pe cădeam aici. Și mergem la Pig. Pe Maria are 4,75 ani. Da? O să o vindem ca să nu moară. Și face rost de bănuți. Hați. Și de asemenea o să vând și un porc. Asta e 2,5. Pe ăsta îl vindem. Da? Luăm 1200 pe el. Las că e bun și ăsta. Așa, tati. Da? Și ar... O, am făcut vânzare, ne-a crescut diplomația. Da? Deci acum avem un cuplu de porci tineri, de un an și 25, ca să facă treabă aici. Băi, aici avem și aici, mai știu ce aveam, un taur sau... Dacă avem doi tauri, să vindem unul între ei. Deci la porci am făcut, uite, la gâște, uite la gâște aici. Ia uite ce e aici. Aici avem 2, 4, 5 gâște și 2 boboci. Băi, la, uite-mă, o vacă avem. Aici la găini nu înțeleg deloc, nu știu ce o să mulțesc. Nu știu care e combinația. Aici avem o femelă, un bar, avem doi bani. Pe ăștia știți cum face, pe ăștia nu-i mai vindem deocamdată. Hai să punem puncte la diplomație. Punem la Romeo ca să vrăjim fetele mai repede. Empatia. Hai să punem la empatie. Hați. Și mai am un punct și o să pun un punct și la Romeo. Ca trebuie să vrăjim gagicile acum când trebuie o nouă soție. Băi, 2 secunde. Îmi trebuie și anume foașfeca. Ai pe doi. Nu pot să tut când dorm? Nu mă lasă? Nu mă lasă. Da? Nu le vând pentru că am nevoie de lână. Nu mai le vând, chiar dacă sunt doi berbeci. Aici, în schimb, avem doi, se pare mie că sunt doi tauri și o vacă. Ia să ne uităm un picuț. Să facem și un pic de ordine și aici. Deci la porci am scăpat, la gâște. Băi, la gâște ar trebui să vând paste mai bătrâne. Am unul și unul. Cât vând? 800. Ia. O dată. Și vândem și pasta. Hai. O dată. Ia uite, facem bun. Am scăpat și cu gâștele, la poți să nu mai ne băgăm, la poți am făcut curățenie, la asta lăsăm deocamdată așa. La horse o să-l vând pe ăsta. Cu mare, mamă, 5600. Ia. Da? Poate fată din nou Jane și îmi face o iapă ca să o vând pe Jane să rămân cu mai tânăr, da? Măgarul nu avem treabă cu el, ne mai interesează și aici. Avem un taur de 2 ani, 2 ani 25, ăsta îl vindem pe ăsta, că și anume ăsta e mai bătrân. Gata, tati. Am făcut o pic de ordine la animale, în sensul că am vândut. Cum stăm cu bănuții, avem 17.000, frate. Mamă, 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 ce de bănuți avem noi aici. Da? Dacă este tot noapte și s-a dus toată lumea la culcare, uite, bă, deja a picat o capcană aici. Așa, tati. Mai este vreuna... Așa. Ce faci, mă? Am să dau bani ceva? Nu cred. Nu cred. Prea stai așa... Uitați aici. Uitați aici, bulevard, ce avem noi aici. Uitați-vă frumos. Da? Lumină, elegant, tot ce trebuie. Vreau să văd pe aici care este și anume disponibil să mai facem noi o vrăjeală. Romans. După cum dă ea așa din mână, bag eu seama că e mai uitată. Așa e. Păi de ce stai mama aici tu? Eu caut pe... How are you? Afecțiune 33. Ia să ne încercăm noile skill-uri de vrăjeală. Zice... Vreau să fac o omletă. You have... Băi. Ia să vedem pe asta cu... Nu înțelege dragostea. Hai că a luat-o. Hai că a luat-o pe treaba așa. Îmi place părul tău.
Wow, a mers vrăjeala asta. Stai un pic, mai avem o vrăjeală. Nu, astea bancuri astea cu porci cu alea. Just live, ia. Mamă, 51. Cum te cheamă dată? Huberta. Câți ani are? Unde scrie? 26. Hai că e bine. Ce faci frumoasă? Ia să vedem pe asta. Nu i-a plăcut. See you soon. Nu i-a plăcut lui tanti. Asta doare capul, tanti, tu? Ce stai așa cu capul într-o Hello parte? there. Ia să vedem. Băi, după ce că n-are... Nu, e mai uitat. See you Ah. soon. E mai uitat, n-am ce să faci. Bun, ce vreau să fac eu între timp? Vreau să, dacă tot stai la culcare, vreau să, așa nume, să fac upgrade la... la barn. Să trec la 3. Și pentru asta mergem mai... Nu, simplu house. Cred că aici. Barn 3, ne trebuie 10 log. Nu e problemă, că avem noi pe aici. Intrăm acum pe portiță, nu mai intrăm pe unde vrea mușchiul nostru. Bă, cred că m-am jucat eu la asta, stați un pic așa. Știu că aveam ăsta mai mărișor, ia să vedem. Parcă era 131, dacă nu mă înșel, 134, ia să vedem. Parcă e mai, a? Să vedem mult. Mă interesează, așa nume, log, 10 bucăți de log. Și mă dacă vreau să facă și piatră. Dacă au și piatră log, avem o grămadă, 594 avem de log. Stăm foarte bine, avem și sare. Stone 13, e problemă la stone. Hai să luăm prima dată log. 10 bucăți, a zis că ne costă și anume 10 bucăți, am zis, băi, ia 16, hai să lăsăm cu 6. De ce am deutat? Ah, sticurile să le golim, astea să le golim, astea să le golim. Și piatra o lăsăm deocamdată, că sticurile trebuie și piatra la... Hai că merge cu Tarzan până acolo, nu-i problemă. Băi, deci sunt... Băi, ce-mi place asta cu lumina aici. Ia uitați. Păi, Las Vegas, tati. Hai. Vino cu Tarzan că avem treabă. Ne-am upăcat, dată, nu mai suntem așa supărați. Am avut un episod în care n-a vrut să o bage în seamă, venea numai la 5 metri, la 6 metri, 20 de metri ca să... Da, acum am discutat cu el și am explicat care e problema. Am crezut că s-a supărat că a venit băgăița. Glumesc, glumesc. Nu, a fost încă un bug ceva. N-am torță în slot? Cum adică n-am torță în slot? Ia să vedem unde torța, tati. Torța, torța, torța. Pără să... Pără torci. Așa, tati. Ia. Păi da, n-avem noi aici torță, tati. Hai. Și am zis noi așa că vom construi și anume farming huts. Ce căutai, mă, pe aici? La ora asta. Mă așteptai? Nu știu, nu este cu mine. De ce a făcut? M-am blocat aici? Ah, mi-a dat materialele care le-am... Ah! Tarzan! Nu mai pe viață. Mi-a dat materiale, jumătate de materiale care erau acolo și nu pot să mai mă mișc. Băi, băiatule! 37 de log. Atam am băcat eu acolo. X. Mamă, mamă, mamă. Dăm... Le-am aruncat un pic de aici. Ia să vedem. Nu știu nici nu mai mă mișc. Și pe aia mi-am dat seama. Ciocanul avem pe 1, da. Acum este cu piatră. Mamă, câtă piatră să intre în asta. Va trebui să dăm piatră de pe... De pe... Ia. Ideea este că trebuie să construiesc până la ziua, pentru că la ziua vor veni ăștia și dacă nu e gata barnul, ei nu vor lucra. Ia. Hai să punem măcar ăsta logo ca să scăpăm de o grijă. Așa. Și sus. Sus ce avem? Plank și log. Aia, plankul nu e problemă că avem. Problema va fi cu, și anume cu piatra. Ați. 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 Uite, și am făcut tot jocul. M-am jucat toată noaptea. Și normal că a plecat dânsa de la mine. Că eu n-am fost acasă. Da. Tată un pic așa, să rezolvăm o problemă aici. Să-i punem și lui Tarzan ceva în cărcă. Mi-a dat și paiele, bineînțeles. Ia 47. Ia Tarzan și paiele. Luăm și noi logo-ul ăsta. Hai să aducem
aducem piatră și cu... Dar piatră nu știu dacă avem pe acolo prea mult. Am văzut parcă vreo 16 bucăți de piatră. Ia uite, tati. Ia uite ce e aici. Piatră îmi trebuie la greu. Mă gândeam, cred că în afara filmării, să merg eu în mină. Și anume să aduc de acolo, să dai cu târnăcopul, da? Cu țampiu, cum se spunea pe la, auzi pe șantier. Și să fac eu rost de piatră ca să pot să-mi construiesc pe aici tot ce vrea, da? Gardul și alte chestii. Deci hai să lăsăm logo aici și să luăm de aici și anume scândură și piatră. Iată-ți. Iron. Uite, avem și limestone, nu e problemă. Plank. Bă, cred că... Cam mult. 34. Deja 89. Trebuie să punem un Tarzan în cărcă aici. Ia, Tarzan. Facem așa un mic schimb. Dă-mi, ai și cuplu la tine. Dă-mi logo. Și ia tu plancurile. Dă și paile, că nu-s grele. Și ia de aici și... Ia de aici, unde-s mă plancul? Mamă, cu ține bijuteriile la mine, să nu mi le ia nimeni, tati. Așa, tati. Hai să golesc eu asta frumos. Dai un pic de organizare aici ca să facem treabă. Și să construiesc și o de-asta, mă. Că asta a fost începutul episodului, nu? Să construiesc și o spiritoare. Deci, paiele, cupru și logul. Și noi zic că mai luăm și niște piatră de aici. Chiar dacă trebuie la ăștia ziua, o să iau eu de aici. Mai adunăm și din... unde tati? Asta e că am uitat că e mod de alfabetică. Stone, 13 bucăți. Ai, decât deloc. Și mai luăm... cât avem? Mai avem încă 12 kg. Hai să mai luăm și niște plancuri de greutăți. Bine, luăm puțin mai mult, chiar dacă nu... Mamă, câte materiale am aici, câte chestii am eu aici... 19 kg, 20 de kg. Nu e problemă că avem pe Tarzan care ne cară până acolo. Hai, Tarzan! Plecăm iar să construim, trebuie să fie gata până la ziua. Sunt curios câți oameni ne dă... Știu că erau 6, dacă nu mă înșel, la Barn 2. Cred că la Barn 3 vor fi 8. Hop, face un pic de... Hop, Tarzan, frână! Frână, Tarzan! Să facem un pic de așa, să și vedeți voi ce se întâmplă pe aici puțin pe ăsta. Ia, Tarzan, nu fi nervos. Nu fi nervos. Hați. Am terminat și pe asta aici, sus. Ușor. Bă, aș putea să construiesc aici o lanternă de aia, o lampă din aia, dar mai trebuie lână. De asta m-am zis că nu mai vând berbecul pentru că vreau să-l tund. Și să fac rost de lână. Bă, pot să merg pe aici? Am greutate, nu de alta. Hați. Oricum, ăsta se cam degradat foarte repede, Barn 2-ul, și așa că dacă acum ai dacă de fier și cu lemn la acoperiș, cu scândură, cred că e mai bine. Ia. Hați. Așa. Uite, mai trebuia un log aici. Bă, ce mi-a scăpat. A scăpat, dar merge și mai ducem, nu e problemă. Plank. Cred că mai trebuie să duc și niște scândură. Ia. Păi scândură am pus-o. Piatră mai am. 8, 16, 24, 32, 40 și 2. 42 de pietre ne trebuie și un log. Păi pe aici, pe valea asta, uite, pe aici sunt foarte multe pietre. Ia uite. Deci 42 de pietre ne trebuie ca să facem barnul. Hai mă. Ah, am luat. Deci am luat de toate în afară de piatră. Și știu că pe malul ăsta pe aici era o grămadă de pietre. Ia uite. Fără să apăs așa, uite. Ia uite cum să văd. Da? Câte am adunat? Nu e problemă, cred că e un Tarzan. 5 bucăți. Aoleu, până la 42. Da? Uite cât ai gardă avem aici. Băi, am făcut dita mai satul. Din păcate, bine, pot să construiesc așa case ca să fie, dar nu mă hază să mai fac case pentru că vine primăvara și vom plăti și anume taxe. Cât avem 9 pietre? Stați un pic așa. Tarzan, vine cu acetat. Vine cu așa că avem treabă. Ia, hați. Sticuri la tine.
plancuri la tine. Pietrele, ia și pietrele astea ca să nu... Deci avem 9 pietre, ne mai trebuie 33, da? Ca să fie treaba bună, să terminăm... uite ce e aici. Uite tare ce e aici. Una, două, trei... m-a adunat pe aici pietre pentru gărdurățele alea pe acolo, dar v-am zis, cred că varianta aia, varianta de a merge și anume în mină, să sap, pentru că acolo am văzut că îmi dă foarte repede piatră și mă duc, cred că îmi vine iarna frumos, elegant, fac o transbordare în partea cealaltă, mă duc frumos, elegant, stau acolo la, în colonie, cum zic eu, și anume facem o șiță asta de mină, ca să adunăm și anume piatră foarte repede cu târnăcop, că așa cu... Bine, și asta merge, dar... Ia uite, mergi pe aici, pe mai am. Ia hăț. Și pe aici. Și pe aici. Pune și pe aici, pe un vale, sunt tocmai de pietre. Pe aici am dat foarte multe pietre, pentru că... Băi, și când mă gândeam că am început satul aici, zic, bă, mă, că e ciudat, nu prea sunt resurse pe aici. Și când am văzut toată zona asta cu piatră, zic, aaa, stai, mă, că e bine tare. E bine tare, deci, uite, trebuie să văd și voi, să vezi. Uite câtă piatră pe aici. Da, cât ne mai trebuie? 9, 25. Hai că ne trebuie 32. 33, parcă am zis. 29. Dacă încă putem să mergem, dacă mai chemăm Tarzan, dacă e. 31, 32, 33. Hai să fie și iasă de aici. Așa toate. Hai, Tarzan. Că te stăminăm și anume Barnu. Hai. Până vine Tarzan, mai iau o piatră, așa de... Păcat de asos acolo. Hai. Hai, Tarzanele, că avem treabă. Nu o văd pe Tarzan, o să-l... Hăț. Ia uite. Băi, a rămas acolo... Mă trebuie aici un bucat de log, dar nu e problemă. Cu rezolvăm și pe asta, cu logul. Așa, tati. Tân ăsta, ciocanul și începem. Hăț. Sunt curios câte persoane o să încap acum la muncă aici. Stăteam și mă gândeam, cred că a trebuit tot, eu am două wood sheet-uri, cred că a trebuit totuși să le mai să scot de acolo oameni și să-i bag pe fermă. Că deja am o grămadă de scânduri, o grămadă de lemn, de log, lemn nu prea mai consum. Da? Ia. Hai. Mai trebuia o bucată de log, dacă o luăm și paia era gata din prima asta. Și pe aceea să facem și o spiritură de aia ca să fie treaba completă cu update-ul. Dar acum nu știu dacă aș umple câmpul ăsta cu spirituri, parcă se pare cam ciudat așa. Dar cred că punem și așa vreo 2-3 de design. Ia. Așa dați. Și mai avem nevoie de o singură bucată de log acolo ca să facem treaba bună, să fie gata. Ia, ușurel, ușurel. Uite, avem acolo 8 de caraulă. Care-s? Da, vă băgăm aici piatră. Deci ea trebuie să le pun la aia. Uite mă, de asta pun la asta, mă, că era cu verde. Ușor, tati. Tai că l-am gâfâit pe ăsta un pic chiar. Mai sunt pe aici pietre? Nu mai sunt pe aici pietre. Pe astea la altă. Băi, deci nu pot să-mi iau ochii de la astea, tati. Ia uite. Frumos am făcut eu aici. Da? Mă gândeam să pun pe partea asta, dar nu știu, să cam îngustează. Bine, nu știu dacă o să pun și acolo lămpi, pentru că se văd destul de nașpa. Dar gardul. Fac eu o probă, dacă se vede bine și gardul, partea cealaltă, să fie frumos, așa, elegant. Ce este că îmi trebuie de aici o bucată și anume... Nu cumva aveam la cal? Aveam, parcă. Log. Îmi trebuie o bucată. Și de asemenea vreau să văd ce îmi trebuie pentru speritoare. Deci dacă ne uităm aici... Două bucăți de log, 8 de stick, piele și de-astea de la in. Ia, stați. Deci, să o luăm așa... Băi, aveam o sapă în plus aici, dacă nu mă înșel. Să o pun, mă, la... O pun pe asta. Să o folosesc ăștia mici, mă. Așa, deci mă interesează piele, am zis. Piele. Câte bucăți? Hai să fie 35, nu știu câte acolo. De asta trebuie. Fire de astea. Și de astea, pânză de in. Așa, și a zis log, nu așa mult, vreo bucăți,
Și de asemenea a mai zis în la piele asta, sticuri, a zis. Sticuri, uite câte sticuri am și asta aici. Așa, tati. Hai să facem și o spirituală de-aia să fie treaba bună. Ia. Tarzan. Băi, deci, dați-vă și voi ce frumos vede. Nu știu dacă aș pune și partea asta un zid asta de un gard de piatră, nu știu, să vedem cum iese la design. Da? Dacă iese frumos, să punem. Dacă nu, nu punem. Da? Hai. Prima dată să terminăm. Ia. Frână. Așa, tati. Hop. Gata, așa asta. Hai să ne uităm ce înseamnă asta în economia jocului. Barn 3-ul. Farming. Barn 3 înseamnă 8. Deci au fost 6, au fost prima dată 4, 6 și acum sunt 8 villager. O să-i pun din nou pentru că v-am zis că am rămas fără. Tanti are 6 pe asta, tati. Și atunci pe tanti o punem pe worker. Așa ca să facă treaba bună acolo. Mai departe. Nene are 4 pe asta. Mai e unul cu 7 are ăsta, fratele meu. 7 are pe fermă. Tot pe worker te pun. Așa, tati, barn worker. Ca să facă repede mâncare de animale și alte chestii, fertilizatori și alte nebuneli. Și pe păștelalți îi punem pe... Uite, 4 are și ăsta. Îi punem la câmp. În câmp. Știu că aveam 6. Asta are 2 pe asta. Lasă-mă și pe aici să mănânce și au pâine. Adică este și skill-ul. Asta e deja gravidă. O să o pierd. Are 4 pe fermă și ea. Aolea. Așa. Dar poate să mai întorc din fetele care au făcut copiii 2 ani. Și mai răsta 4 pe fermă. Și pe tine tot pe câmp. Câți am? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Păi când sunt 8? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 7 aici. Păi și aici că sunt 8 acolo. Deci apare 6 din 8. Bă, nu este matematică aici mie. Deci aici apar 6 din 8, aici mi-apar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merge, așa o fi. Da, i-am pus și pe ăștia. Hai să ne punem spiritoarea asta. Ia să vedem că punem aici la... Între astea, dacă îmi dă voie să o pun aici, între astea, loturile astea. Ia să vedem. Hats, 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 hats. Uite când dă voie. Ia uite. Așa, tati. Să sperie, sperie păsările și astea. Da? Să nu la cultură. Hai să mai punem una pe aici, pe undeva. Pe aici, pe jos. Dar nu punem aici în drum, o punem puțin mai jos. Ia să vedem. Mai pot să mai construiesc că... Uite aici punem. Unde era? Aici. 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 Nu pot să o pun între astea? Nu mă lasă, mă. Trebuie la drum așa frumos. Pe bucățica asta. Pe acolo cum am mers? Nu cumva materiale? Să vedem. Să nu-mi fac degeaba... Am de toate. Dacă o pun aici. Uite aici merge. Pun așa. Așa, tati. Ia uite. Mai putem pune una pe aici? Ia să vedem. Nu mai avem sticuri. Data. Bun. Păi. Ia uite cum să vedem în lumina lunii. A? Buhu, ne speriem. 2000 ne-a costat rețeta la treaba asta. 2000 am dat, da. Acum am vândut animale și am făcut 17.000. Bun, ce am făcut noi până acum? Deci am vorbit o chestie, este un event în desfășurare, nu știu cât durează, mergeți în fiecare sat, adunăm din frunze, ați văzut sticuri, bănuți și alte chestii, nu prea mai a atras treaba asta. Avem acest update în care putem să construim și anume noi sperietori, da? Astea care au fost la Halloween și ne deau în fiecare sat anume bun, mai interesant decât cine dă acum la eventul ăsta și de asemenea am făcut acest hambar de nivel 3, da? Este la maxim. La maxim pentru că este și anume, noi suntem pe tehnologie la fermă, suntem și anume la maxim,
Da? Pentru că aici am jucat mai mult, am făcut mai multe chestii, dar suntem cu tehnologia pe farming la maxim. Bun, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, un sfârșit călduros. Salut!